Salutare, dragilor! Sunt Elena și astăzi am pentru voi un nou subiect interesant. Rămâneți cu noi ca să aflați despre ce este vorba. Enciclica Papei Leon al XIII-lea împotriva francmasoneriei a fost scrisă acum mai bine de 100 de ani. Redactată de o minte foarte lucidă și perfect avizată, ea este unul dintre cele mai virulente rechizitorii la adresa francmasoneriei, acest aspect fiind confirmat de altfel chiar și de către francmasoni. Șeful Bisericii Romane este fără îndoială personajul cel mai autorizat printre dușmanii francmasoneriei, scria în 1903 în revista masonică Acacia marele maestru mason Hiram. Aceasta este de altfel explicația pentru efortul constant urmărit până în ziua de azi din partea masoneriei de a distruge sau cenzura acest text sau cel puțin de a-l discredita cât mai mult. De altfel, se cuvine să menționăm că textul pe care îl prezentăm aici pentru prima oară în limba română este incomplet, lipsindu-i partea finală în care sunt arătate unele mijloace eficiente de a combate francmasoneria. Acest fragment a fost însă rezumat sintetic, chiar după citatele pe care Hiram le inserează în tentativa sa furioasă de a combate argumentele papei prezentate în enciclică, revista Acacia numărul 6 din 1903. În acea perioadă, la sfârșitul secolului trecut, francmasoneria pornise o campanie virulentă și deja fățișă, asumată cu o uluitoare îndrăzneală împotriva bisericii și spiritului creștin, urmărind, cum face de altfel și astăzi, însă chiar cu și mai multă viclenie și înverșunare, să distrugă total orice metodologie sau instituție autentic spirituală. Iată spre exemplificare un fragment semnificativ apărut în aceeași perioadă într-un articol manifest scris de asemenea de maestrul mason Hiram în revista Acacia. Francmasoneria este și va rămâne mereu o biserică, antibiserică, anticatolicism, biserica ereziei. Sau, cine conferă în fond mandatul oficial de păstor de suflete preoților și papilor? Dumnezeu cumva? Atunci unde este diploma cu semnătura împuternicitului? De fapt, ei au această diplomă de la niște oameni, care o au și ei la rândul lor, de la alți oameni și așa mai departe de-a lungul secolelor până la apostoli. Dar oare apostolii au primit ei o diplomă sau un atestat semnat de Iisus Hristos? Papa vorbește de revelație, dar unde este dovada acestei revelații? Dovediți-ne că Iisus a fost într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. În aceste condiții, acest semnal de alarmă împotriva masoneriei se înscrie și el pe linia activității a încă 7 papi, predecesori ai papei Leon al XIII-lea, însă aici riguroasa și obiectivitatea argumentării, dublate de o viziune profundă și chiar inspirat vizionare asupra acestei organizații oculte malefice, așează enciclica Humanum Genus cu mult deasupra celorlalte încercări anterioare. Caracterul vizionar și aproape profetic al enciclicii reiese pentru orice ființă umană plină de bun simț, cu evidență, și tocmai de aceea ea este în întregime perfect actuală și astăzi, prin demascarea foarte multor manevre și acțiuni disimulate ale francmasoneriei mondiale. Sunt foarte puține pasaje care sunt legate strict de contextul istoric în care acest rechizitoriu a fost redactat, despre rolul bisericii în stat, relația bisericii catolice cu societatea civilă, pe care de altfel le-am eliminat pentru a nu atenua cu nimic limpezimea și forța cu totul extraordinară a acestei analize de ansamblu asupra structurilor și directivelor vădit satanice ale francmasoneriei mondiale. Avem astfel convingerea fermă că prezentarea acestui text de referință pentru stabilirea adevărului despre francmasonerie, organizație satanică ocultă și suprapolitică mondială,
ce se opune în mod viclean și cu îndârjire oricărei mișcări autentic spirituale, fie ea de natură religioasă, yoghină, filozofică, va contribui din plin pentru toți oamenii din România la o mult mai clară înțelegere a complexei conjuncturi sociale, istorice și spirituale actuale, mai ales dacă se vor completa aceste informații și cu profețiile faimoase ale indianului Sundar Singh cu privire la viitorul spiritual al României și mai ales dacă vom urmări să intuim rolul esențial pe care această zonă îl va avea în viitorul apropiat pentru trezirea spirituală a întregii planete. Humanum Genus. Iubiți frați creștini, primiți salutul și binecuvântarea mea apostolică. Din clipa în care, datorită acțiunilor negative ale forțelor malefice, demonice și satanice, antidivine, umanitatea s-a separat într-o anumită măsură de Dumnezeu, căruia îi datorează chemarea la existență și toate darurile supranaturale, ea s-a împărțit în două tabere opuse care nu încetează să se lupte, una pentru adevăr, bine, frumos și virtute, iar cealaltă pentru tot ce este contrar virtuții și adevărului. Prima parte a umanității reprezintă împărăția lui Dumnezeu pe pământ și este adevărata biserică a lui Iisus Hristos, ai cărei membri, dacă doresc din toată inima să-i aparțină pe de-a întregul și să acționeze în vederea desăvârșirii lor spirituale, trebuie în mod necesar să-L slujească pe Dumnezeu și pe Fiul Său Divin cu tot sufletul și cu toată voința lor. Cea de-a doua parte reprezintă împărăția cumplită a satanei. Sub stăpânirea și puterea sa se află toți cei care, urmând funestele exemple ale tenebrosului lor conducător și ale păcatului primordial, refuză să se mai supună legii divine și își întețesc necontenit eforturile, fie pentru a-L elimina pe Dumnezeu din viața lor, fie pentru a acționa direct împotriva lui Dumnezeu. Aceste două împărății au fost văzute cu ochiul intuiției spirituale și descrise de Sfântul Augustin cu o mare plasticitate sub forma a două cetăți opuse una alteia, atât prin legile care le guvernează, cât și prin idealul pe care îl urmăresc, și aceasta într-o exprimare deosebit de laconică, dar în același timp plină de sens, el a scos în evidență în cuvintele următoare principiul constitutiv al fiecăreia. Două tipuri de iubire au dat naștere la două cetăți. Cetatea pământească provine din iubirea egoistă doar față de tine însuți, dusă până la desconsiderarea și uitarea de Dumnezeu, iar cealaltă, cetatea cerească, provine din iubirea de Dumnezeu, dusă până la desconsiderarea și uitarea egoului. De-a lungul tuturor veacurilor care ne-au precedat, aceste două cetăți opuse n-au încetat deloc să se lupte una cu alta, utilizând tot felul de tactici și armele cele mai diverse, deși nu întotdeauna cu aceeași impetuozitate. În epoca noastră, factorii răului s-au coalizat într-un imens efort destructiv, sub impulsionarea și cu sprijinul direct al unei societăți secrete răspândite într-un mare număr de locuri, foarte puternică și foarte viclean organizată, și anume societatea francmasonilor. Aceștia, de altfel, aproape că nici nu se mai îngrijesc să-și disimuleze intențiile și se întrec între ei în îndrăzneala de a ataca fățiș sublima măreția lui Dumnezeu. Ei întreprind acum, prin satanicele lor acțiuni, ruinarea Sfintei Biserici în mod public, la lumina zilei, tinzând, dacă s-ar putea, să lipsească complet popoarele de binefacerile și binecuvântările pe care ele le datorează Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Cuprinși de o profundă tristețe la vederea acestor împietăți și sub impulsul milei și compasiunii, ne-am simțit de nenumărate ori împinși să strigăm și noi cu disperare către Dumnezeu.
Doamne, iată că vrăjmașii tăi s-au întărit și cei ce te urăsc au ridicat capul. Împotriva poporului tău au uneltit cu încăpățânare și viclenie și s-au sfătuit împotriva sfinților tăi. Da, iată că ei zisau, veniți să-i pierdem pe ei dintre neamuri. S-au sfătuit într-un gând și împotriva ta legământ au făcut. Cu toate acestea, în fața unei amenințări atât de presante și în prezența unui atac atât de crud și de vehement îndreptat împotriva creștinismului, este de datoria noastră să semnalăm pericolul, să denunțăm adversarii și să opunem întreaga rezistență posibilă proiectelor lor mărșave. În primul rând, pentru a împiedica pierderea sufletelor a căror salvare ne-a fost încredințată, apoi pentru că împărăția Domnului nostru Iisus Hristos, aici pe pământ, pe care avem misiunea de a o apăra, nu numai să rămână în picioare în toată integritatea ei, ci să facă pe întregul pământ cât mai multe noi progrese și noi cuceriri. În vigilenta lor solicitudine pentru salvarea poporului creștin, predecesorii noștri au recunoscut și ei foarte repede acest dușman capital încă din momentul în care, ieșind din tenebrele unei conspirații satanice oculte, el se lansa la asaltul fățiș. Știind foarte clar ce era și ce voia el, ei au dat semnalul de alarmă guvernelor și popoarelor, punându-le în gardă împotriva capcanelor și tertipurilor pregătite în mod diabolic pentru a lua prin surprindere. Pericolul a fost denunțat pentru prima oară de Clement al XII-lea în 1738, iar Constituția promulgată de acest papă a fost reînnoită și confirmată de Benedict al XIV-lea. Pius al VII-lea a mers pe urmele acestor doi pontifi, iar Leon al XII-lea, incluzând în Constituția sa apostolică Quo Graviora, toate actele și decretele papilor precedenți cu privire la acest subiect, le-a ratificat și le-a confirmat pentru totdeauna. De asemenea, Pius al VIII-lea, Grigore al XVI-lea și în repetate rânduri Pius al IX-lea au vorbit și ei în același sens. Scopul fundamental și spiritul organizației francmasonice au fost scoase la iveală prin manifestarea evidentă a acțiunilor și orientărilor sale, prin cunoașterea principiilor ei, prin expunerea regulamentelor și ritualurilor, împreună cu comentariile acestora, la care de nenumărate ori s-au adăugat mărturiile propriilor săi adepți. În fața acestor fapte era cât se poate de firesc ca acest scaun apostolic să denunțe în mod public francmasoneria ca pe o asociație satanică criminală, numai puțin periculoasă pentru creștinism decât pentru societatea civilă. Au fost dictate împotriva ei cele mai grave pedepse cu care biserica îi poate lovi pe cei vinovați, precum și interdicția de a se afilia la ea. Iritați de această măsură și sperând că vor putea, fie prin dispreț, fie prin calomnie să scape de aceste condamnări sau măcar să le atenueze forța, membrii acestei organizații oculte i-au acuzat pe papii care le-au formulat că au dat sentințe nedrepte și arbitrare sau că au întrecut măsura cu pedepsele aplicate. Astfel, procedând cu viclenia lor legendară, ei s-au străduit să eludeze autoritatea sau să diminueze valoarea constituțiilor promulgate de Clement al XII-lea, Benedict al XIV-lea, Pius al VII-lea și Pius al IX-lea. Totuși, chiar din rândurile grupării, nu au lipsit membri sau asociați care au mărturisit aproape fără voia lor. Conform doctrinei și disciplinei catolice, pontifii romani nu au făcut în realitate decât un lucru perfect legitim. La toate aceste mărturisiri trebuie adăugat de asemenea asentimentul explicit al unui număr de șef de stat
care au ținut în mod ferm fie să denunțe societatea francmasonilor la scaunul apostolic, fie să o lovească ei înșiși arătându-i periculozitatea prin lege mise împotriva ei, așa cum s-a întâmplat în Olanda, Austria, Elveția, Spania, Bavaria, Savoia și în alte părți ale Italiei. Este extrem de important să remarcăm acum cât de mult au confirmat evenimentele înțelepciunea vizionară a predecesorilor noștri. Solicitările și atenționările lor antemergătoare și părintești nu au avut însă, din păcate, pretutindeni și totdeauna succesul dorit. Aceasta se datorează, pe de o parte, disimulării și vicleniei oamenilor afiliați acestei grupări periculoase și, pe de altă parte, a imprudentei ușurințe a celor care ar fi trebuit să fie cel mai direct interesați în a o supraveghea cu cea mai mare atenție. Rezultatul acestor lucruri a fost că, într-un secol și jumătate, francmasoneria a făcut progrese distructive incredibile. Folosind din plin atât îndrăzneala insolentă, cât și șiretenia și perfidia, ea a invadat toate rangurile ierarhiei sociale și a început să aibă în interiorul statelor moderne o putere care echivalează aproape cu suveranitatea. De la această rapidă și formidabilă expansiune au rezultat în mod precis atât pentru biserică, cât și pentru autoritatea conducătorilor de state și pentru societatea publică, relele multiple pe care predecesorii noștri le prevăzuseră de atât de mult timp. La ora actuală am ajuns chiar pe punctul de a avea toate motivele să întrevedem pentru viitor cele mai serioase temeri. Desigur, nu atât în ceea ce privește biserica, ale cărei fundamente solide nu ar putea fi cu ușurință distruse de efortul oamenilor, ci referitor la securitatea tuturor statelor în sânul cărora francmasoneria sau asociații similare care cooperează cu ea sunt sateliți ai ei, au devenit prea puternice. Pentru toate aceste motive, de îndată ce ne-a fost încredințată conducerea bisericii, am sesizat cu claritate necesitatea de a rezista în fața unui rău atât de mare și de a ridica împotriva lui, atât cât ne stă în putință, autoritatea noastră apostolică. De asemenea, profitând de toate ocaziile favorabile, am tratat clar și la obiect principalele teze doctrinale asupra cărora opiniile perverse ale lojilor masonice par să fi avut cea mai mare influență. Astfel, în enciclica noastră Quod Apostolici Muneris, ne-am străduit să combatem monstruoasele sisteme socialist și comunist. Într-o altă enciclică, Arcanum, ne-am permis să punem în lumină și să apărăm noțiunea veritabilă și autentică de familie, a cărei origine și sursă este căsătoria. În enciclica Diu Turnum, am făcut cunoscută conform principiilor înțelepciunii creștine esența puterii politice și am arătat admirabilele ei armonii cu ordinea naturală, cât și cu salvarea popoarelor și a conducătorilor acestora. Acum, după exemplul predecesorilor noștri, ne-am decis să ne fixăm în mod direct atenția asupra societății francmasonice, asupra ansamblului ei de doctrine, planuri, sentimente și acte ale tradiției sale, pentru a pune într-o evidență și mai izbitoare extraordinara sa putere malefică și a opri astfel proliferarea contagioasă a acestui flagel funest pentru întreaga planetă. Există în lume un anumit număr de grupări și secte care, deși diferă unele de altele prin nume, ritualuri, formă, origine, se aseamănă și sunt perfect de acord între ele cu privire la scopul final și principiile esențiale. De fapt, ele sunt identice cu francmasoneria, care este pentru toate celelalte axul central de la care pornesc și în care se termină.
Și, deși în prezent ele au aparența unor societăți deschise, deși organizează reuniuni publice sub ochii tuturor, deși publică ziare și reviste de prezentare a activității și organizării lor, totuși, dacă mergem mai profund, dincolo de aceste aparențe, se poate constata că ele aparțin familiei de societăți satanice clandestine și că ele păstrează mereu acest atribut. Există într-adevăr în cadrul lor o anumită categorie de secrete a căror divulgare este interzisă cu cea mai mare grijă de constituția lor, unele chiar sub pedeapsa cu moartea, nu numai persoanelor din afară, ci chiar unui mare număr dintre adepți. Acestei categorii de secrete aparțin consiliile intime și supreme, numele principalilor șefi, în special din afara gradelor cunoscute, anumite întâlniri mai oculte și interioare. De asemenea, tot aici se includ și deciziile importante care au fost luate împreună cu mijloacele și agenților de execuție. La această lege a secretului concură într-un mod strălucit diviziunea făcută între membrii care se ocupă unii de drepturi, alții de oficii și alții de sarcini sau îndatoriri, distincția ierarhică magistral organizată pe ordine și grade și disciplina severă la care toți sunt supuși. Cea mai mare parte a timpului în ritualurile de inițiere, cei care le solicită trebuie să promită, ba mai mult decât atât să jure solemn, că nu vor dezvălui niciodată nimănui, sub nicio formă, numele tovarășilor lor, în semnele strict secrete și în scrisurile caracteristice și doctrinele grupării. Astfel, sub aparențe mincinoase și făcând din disimulare o regulă constantă de conduită, francmasonii nu precupețesc niciun efort pentru a se ascunde și a nu avea alți martori în afara complicilor lor. Marele lor interes fiind de a nu părea niciodată ceea ce în realitate sunt, ei joacă cel mai adesea rolul aparent nevinovat al unor persoane iubitoare de literatură sau filozofie la oaltă doar pentru cultivarea științelor și artelor. Ei nu vorbesc atunci decât despre zelul cu care impulsionează ei progresul civilizației și nu mai contenesc să țină discursuri sfărăitoare despre mila lor nesfârșită pentru oamenii sărmani. Dacă ar fi să-i credem, singurul lor scop în viață este ameliorarea constantă a vieții maselor și împărtășirea la un număr tot mai mare de oameni a avantajelor și beneficiilor spirituale care sunt atât de utile societății civile. Dar chiar presupunând că aceste intenții ar fi sincere, ele sunt departe de a le epuiza toate scopurile. Într-adevăr, nu este deloc întâmplător că cei afiliați la francmasonerie trebuie să promită că vor asculta totdeauna, gata la cea mai mică atenționare, la cel mai mic semn, să execute rapid și fără crâcnire ordinele date, acceptând dinainte, în caz contrar, că vor suporta cele mai riguroase și mai dure tratamente, care includ până chiar și moartea. De fapt, nu rare ori pedeapsa capitală este aplicată acelor membri care sunt convinși fie să trădeze disciplina secretă a societății, fie să reziste la ordinele superiorilor, iar aceasta se practică cu o asemenea dexteritate, încât în cele mai multe cazuri, executorul acestei sentințe mortale se sustrage justiției, stabilită să vegheze asupra crimelor și să le pedepsească. Deci, să trăiești în disimulare și să fii învăluit de satanice tenebre, să înlănțui de tine prin legături dintre cele mai strânse, fără a le face niciodată cunoscute în prealabil la ce se angajează oameni reduși astfel la condiția de sclavi, să utilizezi în tot felul de atentate aceste instrumente pasive ale unei voințe satanice străine, să înarmezi pentru crimă mâini, prin intermediul cărora îți asiguri neimplicarea directă la omor, toate acestea și multe altele sunt practici monstruoase, condamnate chiar și de către natură. Rațiunea, bunul simț și adevărul sunt de ajuns ca să demonstreze că organizația de care vorbim este într-o opoziție indiscutabilă cu justiția și cu morala naturală.
Pentru a distruge acest dușman satanic puternic, sunt fără îndoială necesare mijloace divine eficiente, care trebuie să fie proporționate cu un rău atât de imens, ale cărui ravagii sunt deja mult prea extinse pe tot globul pământesc. Mai întâi însă trebuie să îi se smulgă cât mai grabnic masca francmasoneriei, scoțând la iveală toate tertipurile criminale folosite de această organizație satanică, ocultă mondială, pentru a seduce oamenii și a-i atrage în rândurile ei. Și mai cu seamă, trebuie să se invoce cu fervoare, în comun, grația, puterea și lumina lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos și a Fecioarei Maria, a Arhanghelului Mihail, a Sfântului Iosif și a Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Scrise cu zeci de ani înainte de unirea românilor, ce bine se potrivesc aceste planuri cu cele ce se petrec acum la noi. Conducătorii francmasoneriei, încă de la mijlocul secolului trecut, au declarat că cei mai mari dușmani ai lor sunt monarhia și religia creștină, tronul și altarul. Scopul lor tainic mărturisit este distrugerea oricărui stat creștin, pentru ca apoi să ajungă ei stăpâni asupra întregii planete. Dragii mei, cam atât pentru subiectul de astăzi. Eu vă invit să vă alăturați comunității Descoperă Lumea TV România și să deveniți membri oficiali ai canalului. Mai multe detalii în secțiunea Alătură-te. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare, nu uitați, oriunde, oricând, Descoperă Lumea TV.